Oameni de pe tot internetul. Oameni de pe tot internetul. Băi, Colpir. Bine v-am găsit la un nou episod. Da. Ne-am întors de să CŞP. Renovări cu CŞP. Pe care că nu poți lua un pumn în gură să te confuiesc panda de pe bambusul ăsta. N-ai nicio șansă. Ar fi fost interesant. Domnule, astăzi avem casa lui Ioniță, un abonat de-al meu, vechi, de pe vremuri, de când... Poate e și de-a meu. Eu cred că e și de-a tău, Așa zic și eu. Cred că e și de-a tău. Dragă tinere Ioniță, am venit să-ți facem casa. Îl mai cheamă și Adrian, îl mai cheamă și Mihai, uite. Ioniță cred că e numele de familie. Căutați-l pe Facebook, dați iad. Este din nou o casă pe snapshot, de-aia nici nu avem shader și chestii genul ăsta. Și tânărul nostru, domnișor Ioniță, a zis că vrea să fie un starter house pe viitor, să aibă un beci generos. Așa că ce ne-am gândit noi, în primul și în primul rând, așa interesantă forma de casă, nu pot să zici, și arată, se vede că s-a uitat la episoadele mele, că ăsta parcă e stilul meu de construit așa un picuț. Da, nu, serios, chiar arată super bine. Parcă detalii la pereți. Aha. Mișto, îmi place. Ce ne-am gândit noi ar fi chestia următoare. Unul la mână mă enervează un picuț că dacă te uiți de sus, parcă e prea, prea simetrică. Știi ce mă enervează pe mine? Chestia asta. Asta mă enervează. Sparge torța, fătui mama, îi pune acolo un slab. Fără torțe pe acoperiș. Fără torțe. Ce putem face noi ca să-i mai stricăm un picuț din simetria asta și ca să-i dea o tentă și o adiere de vânt? Ar fi să, dacă bine vedeți, aici avem 1, 2, 3, 4, 5 în partea asta, 5 în partea asta la altă. Putem să mutăm intrarea fie mai în stânga, fie mai în dreapta cu două blocuri și să avem atunci 1, 2, 3, pac, și aici să fie intrarea. Și atunci ar veni intrarea cu două blocuri mai într-o parte. Așa, și pe atunci... partea asta am putea să punem o verandă sau ceva. Exact, pe partea aia am putea să punem ne mai gândim, verandă sau am putea să punem un loc ușor unde să avem căluțul ăsta mirific și mirobolant. Are nume? N-are nume. Nu știu. Și ne mai gândeam să schimbăm și acoperișul, să-l facem stilul medieval. O să schimbăm un picuț acoperișul și încă un lucru pe care l-am putea face noi aici câte seară-și. 1, 2, 3, 4, 5. Ca distanța asta de aici să nu fie chiar așa de asemănătoare cu distanța de aici, asta de aici, chiar dacă sunt 3 blocuri aici și nu sunt 5, și ca să ne dea mai mult spațiu în interior, ne-am gândit să mutăm practic stâlpul ăsta de aici, aici, și să vină ceva de genul ăsta. Ok. Se poate, se poate. Totul se poate. Gândește-te că el de-abia a început mapa asta. Se vede clar că de-abia a început mapa. Și-a mutat toate catrafusele afară aici. Și-a scos mobila. Uite, și-a mutat și patul și-a... Îmi place că a pus asta Heybel, ca să vadă de la distanță. De cum? Deci să nu se piardă. Îți crezi că de înalt crește chestia asta? Nu, poate a pus el. Cred că nu crește mai înaltă de atâta. Sau, tot te-am aruncat jos până la urmă. Oi, bun, ne apucăm de treabă și revenim cu update-uri. Dragă Ioniță și restul internetului. Eu? Și eu? Tu, și tu. Și tu dacă vrei. Am revenit cu un micuț update la ceea ce am făcut noi până acum. După cum puteți să vedeți aici, am zis că o să lățim un picuț casa ca să aibă mult mai mult spațiu în interior. O să micim un picuț intrarea și ca să nu fie... Era un picuț cam mare aici, totuși de 1, 2, 3, 4, 5 lățime era cam mare pentru o singură ușă. Și atunci ce am făcut? Am venit frumușel, am făcut un geam acolo, aici avem o mică verandă cu două chestii, cu flori și o băncuță. Să poți să stai aici să te uiți la văcuțe și la foc mola. După care... Deja am trecut la detalii. Colpiri deja, noi nici n-am terminat casa, el a trecut, stai afară, la detalii. Și intrăm înăuntru... Putem fie să stăm aici în fund pe geam, să citim o carte, să ne uităm cum plouă afară. Sau coborâm aici frumușel. Deocamdată aici are un trepdor ca și o coborâre pentru beci, dar cred că am putea colpir să... Beciul ăla imens. Beciul ăla imens. Care zicea el. Da, nu știu sigur. A vedea aici el. Avem puțin o scenă pentru mine. Yeah, boy. Am zis să ridicăm... Să facem ceva diferit, să nu fie totul la același nivel. Exact. Arată destul de ca lumea.
cum am înălțat casa și am făcut dita mai aici să nu dea cu capul, că din câte știu eu Ionița e destul de înalt. Am zis că totuși să înălțăm, ca să diferențiem un picuț schemele astea de afară. Adică aici geamul e la un nivel, aici iarăși la același nivel și aici este cu un bloc mai sus geamul ăla, geamul ăsta la fel și geamurile astea două la fel iarăși. Sunt cu câte un bloc mai sus față de astea alte două. Și atunci parcă e un picuț mai interesant și din afară și din interior. Am și acoperișul da. L-ai prezentat. Acum, am făcut și ideea de acoperiș, o avem uite aici așa frumușel, prezentabilă, dar... Cât de cât. Da, da, da. Dar prima dată vrem să terminăm o dată cu partea de jos, să avem toate detaliile și toate chestiile puse la pereți. Nu cred că o să o încărcăm foarte tare, probabil cel mai... o să fie ceva de genul așa simplu, cum e și peretele ăsta. Să nu aibă foarte, foarte multe chestii pe el. Da, vedem noi. Vedem noi. După care, trebuie să vedem cum îi mutăm toate. O să mutăm toate lucrurile înăuntru, de pe afară. Și poate facem o potecuță mică. Și aici, eventual, în partea asta oare, dacă facem un gard aici pentru căluți. Și îi punem calo? Da, de ce nu? O să fie puțin claustrofobic sau? Cred că se descurcă calo. În cap, o să acolo, supraviețuiască. Nu? Da. He gonna be ok. Uite niște butoaie. Bun, perfect. Ai găsit și butoaie. Putem să punem și butoaie. Adă butoi yes. Uncua. Ia uite un esprusul, yes. Pac. Gata, deja am rezolvat problema. Ce să mai... Aici o să vină căluțul. Da, stai mă, la căluții trebuie două de la mă. Ca să intre. Punem aici. Dacă e șmecher, poate să sară. Uite așa aici. Pac, gata. Adăugăm așa puțin. Am rezolvat. Uite, sub astea ai putea să pui niște gravel. Da, normal. Știi? Punem dirt din ăsta. Combinația de dirt și coarse dirt arată super bine, dar trebuie pus cu grijă. Vezi? Yes. Mi se pare că arată interesant. Da, poți să bagi aici gravel. Uite așa. Gravel. Eu zic că arată mai bine punem cu gravel. Punem și de ala, punem și de ala. Dar ai făcut o cruce. Gravel. Da. Bravo. Încerc și eu aici, da? E presiunea de pe cameră. Presiune. Se uită atâția oameni. Deci sub presiune. Da. Să-i bun. Așa. Bun. Aici văd care mina. Ok. Bun. Păi, continuăm cu pereții să vedem ce reușim și ce nu reușim. După care revenim cu alte mici update-uri să vedem cum ne mai batem noi capul să terminăm acoperișul și să-l facem să arate și bine. Colpieruți! Da, am venit aici, uite, ce? Uite o floare. Ce nu cu aceea? Mă, băiatule. Nu cu aceea, poftim. Îți place? Aia s-o folosești tu. Trandafir negru, cât de frumos. No me gusta la mangusta. Mie îmi place, oh, e foarte no. Pac, ai arătat oamenilor chestia asta interesantă, ce frumos, la un barbecue, la o treabă. La barbecue-ul lui Dorel. Oh, uite puțin, punem aici niște pui. Sau iepure, sau la iepure. Colpir. Iepure așa. Colpir la iepure. Doamnelor și domnilor, și Ioniță. Și Ioniță, mai ales Ioniță. Mai ales Ioniță. Ți-am că rezolvat casa pe din afară, în mare parte. Acoperișul este gata. De fapt, da, e gata acoperișul. Totul la prețul de 500 de euro. 99. Exact. Nu știu ce se întâmplă cu noi, dar încă am dus lipsă de idei cum să facem pereții ăștia, dar până la urmă ne-a ieșit cât de cât. Acum, nu știu sigur, chiar dacă e aceeași culoare, gen bavura asta de aici, partea asta de sus, chiar dacă e aceeași culoare cu peretele de la distanță, nu se vede așa de... Pardon, nu se vede chiar așa de bine. Rău. Ce s-a întâmplat acolo. Bine? Dar de aproape, dacă vii și te uiți un picuț, se vede o leacă de schimbare. Eu zic să apreciem creativitatea de... Aici aveam un perete gol și am zis să punem niște butoaie și niște chesturi. Cred că arată bine. Nu? Crezi? Fii sigur. Sunt pe sigur. Tine, Colpin. Sunt sigur. Eu zic să apreciați și chestia asta cu composterul și eu zic să folosiți asta pe viitor. Arată bine. 14. Pentru că poți să pui înăuntru în ăsta
să nu-l aduci la nivelul maxim și să vii numai până la penultimul nivel cum ar veni și să arate textura aia. Da, să arate ca și cum e pământ de flori sau ceva acolo înăuntru. Și arată destul de interesant. Îngrășământ. Acum, partea ok e că nu are chiar atâta de multe detalii, nu au chiar așa de multe detalii pereții și de aproape se vede așa un picuț de schema aici, deși poate puteam să folosim gen alt lemn. Maybe. Unde, la ce? Aici. Posibil. Ăla dark poate era ceva. Să schimbe să toată ideea. Să completez peste tot. Ia să completăm peste tot. Da, dar acum trebuie să pui și slaburi. Ha? Da. Adu niște slaburi. N-am. Stai că iau eu. Eu pun scărtă, pui slaburi. Bine. Dar stai puțin să vedem dacă arată bine totuși, ne uităm la una. Ups, am pus bricuri. Băghiță. De nether. Pleacă bătici, slab. Mă. Da, ne-a vizitat un... cu focile lui. Băi, sincer, cred că arată mult mai bine cu chestia asta dark. Păi că așa măcar se vede detaliu, știu? Exact, știi? Se vede diferența. Așa. Oh, da, așa, da, mă. Tot roată, boss. Tot roată. Bun. Și la acoperiș, nu știu dacă ai arătat. Că ai făcut găuri în am făcut găuri în acoperiș ca să fie mai interesant. Să nu fie chiar atât de plan și de plat acoperișul. Am tras niște găuri așa prin el ca să arate un picuț mai, nu știu și eu, mai sare o țâglă, un șurep, cum ar zice bunica. Chestii de genul ăsta. Și am făcut prostiuțele astea. Aici pe overhang-urile astea, dacă vrei, poți să pui oricând o chestie de genul ăsta și cu o lampă. Lampa e cea mai șmecheră chestie din 1.14. Să știți. Să știți. Sau poți să-l legi direct, cred că arată. Uite, vezi? Dar arată un pic cam ciudat. Nu ar fi mai ok cu o bucată de leaț. Și-l duci așa mai jos. Până unde vrei să-i duci? Sau să punem de dark? Mă, dacă tot am folosit dark. Oricum, pentru asta trebuie pepite de alea, nu? De da. Iron. Pepite de fier. Super. Pepite de fer. Bun, și prin interior trebuie să-i adăugăm toate chestiuțele alea. Ce s-a întâmplat? Ce ai mai făcut? Extraordinar. Fantastic, domnule, fantastic. De unde are o broască aici? Eu sunt foarte curios. Ce broască, mă? Uite, vină puțin. Stai. Uite-te, lasă construit-o. Cui pasă construit? Este o broască aici, e ceva dubios. De unde broaște în Minecraft unde ești? Da. Au, broască testoasă! What the f... Ce caut aici? N-are nicio logică. Ai? Cred că o capturat-o eu. Ok. Ai că parc, încet, cu treaba bună. No, și acum ce mai avem de făcut este să facem chestiile astea de aici. Pam, pam, pam. După care să mergem frumușel în interior. Să-i aducem toate prostiuțele în interior, să luminăm interiorul și să-i facem eventual undeva, poate chiar aici, sau dacă nu chiar aici, sau undeva într-o parte, o scară pe care să urce domnul nostru la etaj. Dar cred că uite aici am putea să facem una. Shbam. Adevărate renovări, nu... Shbam. Nu ne Shbam. Jucăm. Bă, nu-i bine. Pe partea asta nu-i bună. Nu-i bună scara de pe partea. Așa că o facem pe partea asta alta. Pac. Pac. Pac, pac și pac. Uite așa, o scăricică. Te cam bas cu capul de... Acum dacă stau să mă... De grindă ce drept aici. Bă, colpire. Dacă stau să mă gândesc, poate să distrugă toată casa și să obțin o grămadă de materiale pentru început. Ar fi o schemă. Nu-i corect. Bă, ce e așa întuneric? Tu nu știi că pe YouTube trebuie să fie lumină? Crezi tu, la mine nu se vede. Nu se vede. La mine se vede totul. Ai night vision, nu? Ai night vision. Pac. Pac. Și aici sus eventual să punem enchantment table sau ceva, vedem noi, ne descurcăm că suntem băieți mari. Tinere, dragă domn Colpir. Aici sunt tinere, puf, sau bătrâni. Uită-te la chestia. Știi ce trebuie să mai învățăm noi pe viitor, părerea mea? Ia zi. Să facem, gen, dacă stai și te uiți de aici, e așa de dreaptă linia aia la acoperiș, să învățăm să facem acoperișuri din alea, gen, pac, 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 și aici iarăși, știi, să fie pac, pac, după aia să vină un pic înspre exterior, pac, 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 știi, să fie un pic curbate.
Da, nu trebuie să învățăm pentru că noi știm deja asta. Hey. Din moment ce ai explicat-o, știm, dar numai că hey. Ne-am făcut. Am făcut și... nu ne-am complicat foarte tare pe chestia asta de aici din interior. Am zis să punem numai niște geamuri ca să arate cât de cât bine, cu niște butoane acolo pentru detalii. La prima casă pe care am făcut-o, o zis lumea că parcă ne-am complicat un picus și am încărcat prea tare pereții și așa mai departe, așa că de data asta nu i-am încărcat așa de tare, i-am încărcat mai puțin tare. That's right. That's right. Over here. Hai înăuntru, vină încoace. Vin, trândește ușa după tine. Aute, ce frumos. Aute, aute aici e am gol, pus toate. Goluț. Auzi ecou. Aute aici. Aici și... îmi place super tare, arată genial. Știi ce mă gândesc eu, stai așa? Avea omul nostru un pat. I-am pus cam multe bookshelf-uri ce-i drept, dar gata. Merge. I-am pus și patul. Oh, bun, drăguț. Are becuri pe sus, nu știu, mie îmi place locul ăsta, e foarte cozy. Acum, Ionita, o să vezi tu dacă... Oare dacă fac treaba asta, arată mai bine? Eu zic că da. Da, fix asta o să vezi tu, Ionita, dacă scara e pusă bine. Acum o să vezi tu dacă ți de ajuns lumina sau nu ți de ajuns lumina și să trebuiască să mai pui tu lumină pe aici pe acolo, că noi, sincer să fiu, nu ne-am uitat la chestiile alea. Și pe aici, pe jos, iarăși, o să poți tu să-ți mai modifici, să-ți pui tu cum vrei, ce vrei. Puf, puf. Aici. Ei! Arată-i ce e mai important, ce da. Zicea el că vrea să facă. Cea mai importantă chestie îi debaraua asta, mișto, făcută, pe unde ai, de fapt, o scară ca să cobori în viitorul tău beci. Ta-da! Exact. Mai zice-o. Eu zic că ai un starter house imens, frate. Asta nu, deci, stă deja e conac, nu mai starter house, puii mei. Starter house, Ionita. Să știm moară că ne Franța. Complicăm câteodată, dar e ok. Mă, nu știu, dar nouă ne place și după aia stăm și ne batem în capul că de ce dracu stăm atât de mult să facem o casă din asta și suntem și doi. De asta o să apară episoadele săptămânal, așa câte da, o să apară câte unul, sâmbătă de la ora 10. Unul o să fie la mine pe canal, unul o să fie la Colpir pe canal, deci fiecare episod o să aibă câte o casă diferită. Exact. Pentru astăzi e marți când filmăm chestia asta, pentru căsuța lui Colpir am filmat-o, nu, pentru Colpir am filmat căsuța luni și episoadele o să apară amândouă de la ora, de fapt stai să mă gândesc. La tine sâmbătă o să apară la ora 10. La tine o să apară la 10 și la mine o să apară la 10:30, ca să fie ok. Bine, sau bine, 10 perfect. Și 20, ceva de genul ăla. 10 și 10 jumate, cam așa, în jurul orei 10 o să apară la amândoi pe canal, ca să puteți să vă uitați la unul, după aia să vă uitați la celălalt, dacă vreți. Deocamdată, după cum stăm cu timpul și după câte hărți avem, o să fie tot așa. O dată pe săptămână, sâmbătă, o să apară episodul cu... Și pentru cei care sunt noi, mai trimiteți-ne pe Discord. Aveți Discord în descriere și puteți să ne trimiteți. Exact. Dacă harta e de survival, de fapt oricum, o să vă punem link de download cu hărțile în descriere. Sau... Da, deci Ionita, poți să joci pe mapa asta cu conacul ăsta imens. Da. Încă o chestie, mergeți și uitați-vă și la primul episod din serie. Gigel. Foarte important să vedeți cum a fost toată, cum a început toată ideea și toată schema. Și îmi place fumul ăla la nebunie. Dragii mei, astea fiind spuse, cam atât a fost cu această renovare. Hello, Colpir. Ne vedem la alte renovări. Până atunci, v-am țucat. Aveți grijă de voi. Ciao, les. Pa, pa.